Bună dimineața, doamnelor și domnilor, lăudat să fie Iisus Hristos, sunt preotul Tarciziu Șerban și vă invit ca împreună să luăm parte, prin intermediul emisiunii Repere Sacre a Televiziunii Române, la celebrarea Sfintei Liturghii Romano-Catolice în Duminica a doua a Crăciunului. Celebrarea are loc în Catedrala Sfântului Iosif din București și este astăzi prezidată de Părintele Viorel Cuș, vicar parohial în parohia Adormirea Maicii Domnului din cartierul Drumul Taberei. El este însoțit la altar de Părintele Florin Bordeuș și de Părintele Răchiteanu Eugen. Cântările sunt interpretate de o parte a corului parohiei Adormirea Maicii Domnului, condus de doamna Carina Lovin. În această a doua duminică a Crăciunului, Sfânta Biserică ne invită să facem cunoștință mai îndeaproape cu Cel care s-a născut la Betleem. Fragmentul evanghelic de astăzi îl identifică cu acel cuvânt prin care Dumnezeu a creat toate, la început, sau potrivit primei lecturi cu înțelepciunea divină care se regăsește în tot ceea ce Dumnezeu a creat. Acest cuvânt și această înțelepciune s-au făcut trup și au locuit între noi. În felul acesta, lucrarea mântuirii pe care Fiul lui Dumnezeu o va iniția nu poate fi decât lumina, înțelepciune, viață. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Fraților, să ne recunoaștem păcatele pentru a celebra cum se cuvine Sfintele Taine. Mărturisesc. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică.
jertfe în cer lui Dumnezeu. Să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic și veșnic, lumina sufletelor credincioase, binevoiește a umple lumea întreagă de slava ta și arată-te prin strălucirea luminii tale tuturor popoarelor. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu, împreună cu tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Urmează liturgia cuvântului, vom auzi azi trei texte din cartea lui Ben Sirach, din Epistola către Efeseni și din Evanghelia Sfântului Ioan. Înțelepciunea lui Dumnezeu și-a stabilit locuința în mijlocul poporului ales. Lectura 1, citire din cartea lui Ben Sirach. Înțelepciunea își laudă sufletul și în Dumnezeu îți găsește preamărirea și în mijlocul poporului său se preamărește. În adunarea celui prea înalt își deschide gura și înaintea puterii sale se preamărește și în mijlocul poporului său este lăudată și în adunarea sfântă este admirată și în mulțimea celor aleși își află lauda și între cei binecuvântați este binecuvântată în timp ce zice: Atunci Creatorul a toate mi-a poruncit și Cel care m-a creat mi-a stabilit cortul și mi-a zis: În Iacob să locuiești și în Israel să ai moștenire. Înfinge-ți rădăcinile tale între aleșii mei. Înaintea veacului de la început m-a creat și până în veac nu voi înceta. În cortul sfânt înaintea lui am slujit și astfel m-a stabilit în Sion. În cetatea iubită la fel m-a făcut să locuiesc și în Ierusalim este porunca mea. Mi-am pus rădăcinile într-un popor glorios, în partea Domnului moștenirea sa, și în adunarea sfinților mi-am luat locuință. Cuvântul Domnului. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit.
preamărește-l Ierusalim pe Domnul, laudă-l Sion pe Dumnezeul tău, căci El întărește zăvoarele porților tale, El îi binecuvântează pe fii tăi în mijlocul tău. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi. El dă pace ținutului tău și te satură cu cel mai bun grâu. El își trimite cuvântul pe pământ, cuvântul lui aleargă cu iuțea la mare. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi. El îi face cunoscut lui Iacob cuvântul său, lui Israel hotărârile și judecățile sale. El n-a făcut așa cu niciun alt popor și nu le-a făcut cunoscute judecățile sale. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Efeseni. Fraților, binecuvântat este Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu orice binecuvântare spirituală în cele cerești, în Hristos, întrucât ne-a ales în El mai înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și neprihăniți înaintea Lui. În iubire, El ne-a rânduit de mai înainte spre înfiere, prin Iisus Hristos, după placul voinței sale, spre lauda gloriei Harului Său, cu care ne-a copleșit în Fiul Său prea iubit. De aceea, și eu, auzind de credința voastră în Domnul Iisus și de iubirea pe care o aveți față de toți sfinții, nu încetez să mulțumesc pentru voi, amintindu-vă în rugăciunile mele, pentru ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Gloriei, să vă dea Duhul înțelepciunii și al descoperirii, ca să-L cunoașteți pe deplin, luminându-vă ochii inimii voastre, ca să cunoașteți care este speranța chemării sale, care este bogăția gloriei moștenirii sale între cei sfinți, cuvântul Domnului. Hristoase, propovăduit neamurilor, mărire ție, Hristoase, crezut în lume. Să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. La început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu.
Acesta era la început la Dumnezeu. Toate au luat ființă prin El și fără El nu a luat ființă nimic din ceea ce există. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Iar lumina în întuneric luminează, dar întunericul nu a cuprins-o. A fost un om trimis de Dumnezeu, al cărui nume era Ioan. Acesta a venit spre mărturie ca să dea mărturie despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci a venit să dea mărturie despre lumină. Cuvântul era lumina adevărată, care venind în lume luminează pe orice om. Era în lume și lumea a luat ființă prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Însă celor care l-au primit, celor care cred în el, le-a dat puterea de a deveni copii ai lui Dumnezeu, care, nu din sânge, nici din voința trupului, nici din voința bărbatului, ci din Dumnezeu s-au născut. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi, iar noi am văzut gloria lui, glorie ca unicului născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Ioan a dat mărturie despre el și a strigat zicând, acesta era cel despre care v-am spus, cel care vine după mine a fost înaintea mea, pentru că era mai înainte de mine. Căci noi toți am primit din plinătatea lui har după har, pentru că legea a fost dată prin Moise, harul și adevărul au fost prin Iisus Hristos. Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Fiul unic al lui Dumnezeu, cel care este spre pieptul Tatălui, El l-a revelat. Cuvântul Domnului. Urmează acum cuvântul de învățătură. Mărire ție, Hristoase, propovăduit neamurilor, mărire ție, Hristoase, crezut în lume. În a doua duminică din timpul Crăciunului, Biserica ne cheamă să păstrăm vie în inima noastră celebrarea din ziua de Crăciun a întrupării Fiului lui Dumnezeu. Întruparea Fiului lui Dumnezeu este spre mântuirea, spre luminarea și spre mântuirea oamenilor. Nu este un act săvârșit pentru sine. De fapt, am putea spune, dacă ne gândim la iubirea lui Dumnezeu și la porunca pe care ne o dă, doua, cea mai mare ca și prima, să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iată, ceea ce Dumnezeu vrea pentru El, vrea și pentru oameni, pentru că din voința Sa toate există, iar omul este chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Din voința lui Dumnezeu, și ne spune Apostolul în Evanghelie, că nu din dorință trupească, dar din după voința lui Dumnezeu am fost predestinați mai înainte ca să fim. Să fim aleșii Săi, să fim părtași ai gloriei Sale. Dumnezeu lucrează în timp pentru veșnicie. Și cel mai de preț lucru pentru om este acela că Dumnezeu se face cunoscut, ni se revelează. Mai întâi prin actul creației, ca omul văzând lucrarea lui Dumnezeu, admirând-o, să-L preamărească pe Dumnezeu.
Mai apoi Dumnezeu ne vorbește prin profeți. Este în permanență alături de om. Întotdeauna l-a călăuzit și l-a luminat pe drumul care duce în țara promisă, în împărăția lui Dumnezeu. Ne vorbește prin lege. Dumnezeu a dat legea ca omul să împlinească voința lui Dumnezeu, să ajungă în țara promisă, în siguranță. Și la împlinirea timpului ne-a vorbit direct prin Fiul Său, prin cuvântul care s-a făcut trup și a locuit între noi, prin cuvântul Său prin care toate le-a creat și nimic nu există care să nu fi făcut prin cuvântul Său. De la început Dumnezeu a fost între oameni, chiar dacă, prin păcatul strămoșesc, omul s-a îndepărtat de Dumnezeu, a început să se ascundă de El. Dumnezeu, în planul Său, în voința Sa, îl vede pe om așa cum l-a creat și a fost în permanență în mijlocul oamenilor pentru ca voința sa să se împlinească și pentru ca împlinirea noastră și fericirea noastră să fie mare. Întruparea cuvântului este, la împlinirea timpului, este începutul erei fiilor lui Dumnezeu, căci în Iisus Hristos cu toți am fost înfiați, ca fii, fost adoptați ca fii. În primul rând, să avem parte de tot ceea ce este a lui Dumnezeu. În al doilea rând, să fim și noi așa cum este Dumnezeu. Dumnezeu este iubire, este viața, este adevărul. Și noi suntem chemați să iubim, să prețuim viața și să o trăim în adevăr. Iar pentru aceasta am primit har peste har, ne spune Apostolul. Nimic nu-i lipsește omului să fie ceea ce este și mai mult ceea ce a devenit în Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Hristos, cuvântul, este lumina care luminează pe tot omul, care îi arată ce este și îi arată și calea care duce la desăvârșire. Spune Mântuitorul, Eu sunt calea, adevărul și viața. Și nimeni nu l-a văzut pe Tatăl decât cel care vine de la Tatăl. Și acela căruia Fiul îi revelează, îi descoperă. Și ne amintim că spune apostolilor, vă numesc prieteni, pentru că v-am făcut cunoscută voința lui Dumnezeu. De acum știți totul, știți ce vrea Dumnezeu. Hristos este lumină pentru că ni-l revelează pe Dumnezeu, ni-l arată pe Dumnezeu Tatăl așa cum este. Hristos este una ca și Tatăl, ca și Duhul Sfânt.
Și venind între noi, asumându-și firea omenească, a dat omului fericirea să se vadă, să se privească în Hristos și să înțeleagă cine este. Și bucuria lui să fie mare. Îl rugăm astăzi pe Bunul Dumnezeu să ne dea curajul să-L căutăm, să-L cunoaștem și să-L urmăm, să împlinim voința Lui, să-L căutăm acolo unde El ni se revelează și așa cum El ni se descoperă. Chiar dacă omul nu va reuși aici pe pământ să Îl cunoască pe Dumnezeu în toată mărirea sa, nici nu are nevoie, pentru că știe cine Îl caută pe Dumnezeu, știe că va fi părtaș de această mărire. Mărirea acelui Dumnezeu pe care nu reușește să-L cuprindă în cunoașterea sa, dar pe care îl dorește în viața lui, cu toate darurile sale și cu toate harurile sale. Să ne dea curajul să-L imităm pe Dumnezeu, căci Dumnezeu într-adevăr vrea, este voința Lui, să fim ca El, să fim Dumnezei, așa cum este Dumnezeu. Ne amintim, este tendința de la început, care i-a făcut pe primii oameni, pe Adam și Eva, să se lase amăgiți și să păcătuiască, să piardă tot darul și viața lui Dumnezeu și să piardă ceea ce aveau deja. Erau ca Dumnezeu. Să avem curajul să-i slujim unui Dumnezeu care slujește. Să avem curajul să ne abandonăm în brațele unui Dumnezeu care ne iubește, iar iubirea sa generează viață. Îl mai rugăm pe Bunul Dumnezeu ca prin faptele vieții noastre, prin tot ceea ce facem și prin tot ceea ce suntem, asemenea lui Hristos, să fim imaginea și mărturia vie a iubirii lui Dumnezeu pentru toți oamenii. Să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii. Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a răstignit pentru noi sub Ponțul Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă,
catolică și apostolică biserică. Mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veșnică. Fraților prea iubiți, în acest timp sfânt să-L invocăm cu încredere pe Fiul lui Dumnezeu, care s-a făcut om între noi, oamenii, ca să aducă pe pământ pacea și dragostea sa dumnezeiască. Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul lumii, binevoiește ai da pace și unire bisericii tale sfinte. Te rugăm. Binevoiește ai împăca pe toți oamenii cu Tatăl Ceresc, prin nașterea sa sfântă. Binevoiește a spori lumina credinței și a prinde focul iubirii în sufletele noastre. Binevoiește a le dărui tuturor copiilor ocrotirea și dragostea de care au nevoie ca să poată crește în înțelepciune și în har. Binevoiește ai mângâia pe cei mâhniți, ai vindeca pe cei bolnavi, ai elibera pe cei închiși și ai întoarce pe cei rătăciți pe calea adevărului și a binelui. Binevoiește a le dărui răposaților noștri bucuria sfintei tale nașteri. Dumnezeule Părinte Atotputernic, dă-ne, te rugăm, harul ca îndurarea și pacea să locuiască între noi în adevăr și iubire, prin venirea în lume a Fiului Tău, unul născut, Domnul nostru Iisus Hristos, căruia să-i fie cinste și mărire în toți vecii vecilor. Cu această rugăciune s-a încheiat prima parte a Sfintei Liturghii. Am auzit cuvântul de învățătură al părintelui Viorel, care ne explica faptul că această a doua duminică a Crăciunului este menită să păstreze vie în mintea noastră celebrarea evenimentului nașterii Fiului lui Dumnezeu. Această prezență care revelează, descoperă toată lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu înfăptuită mai întâi prin creație și apoi prin eliberare, dar și prin ceea ce El a înfăptuit de-a lungul timpului în mod deosebit în momentul în care s-a făcut trup și a locuit între noi. Noi contemplăm în figura lui Hristos chiar pe Dumnezeu care merge în permanență în căutarea omului care se ascunde, pentru a-l ridica din nou la demnitatea din care a căzut. El spunea, Părintele Viorel, că noi ne aflăm deja în era fiilor lui Dumnezeu, pentru că, odată cu Iisus Hristos, noi am fost înfiați, am devenit copii ai lui Dumnezeu. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să primească Domnul jertfa din mâinile tale, spre lauda și mărirea numelui Său, spre folosul nostru și al întregii Sfintei sale Biserici. Sfințește, Doamne, aceste daruri prin nașterea Fiului Tău unul născut, care ne arată calea adevărului și ne făgăduiește viața împărăției cerești, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Cu Duhul Tău. Sus inimile. Să-i mulțumim Domnului, Dumnezeului nostru. Și drepte. Cu adevărat vrednic și drept, de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu,
Tu, prin misterul întrupării cuvântului, ai dat putere ochilor minții noastre să vadă noua lumina strălucirii tale, pentru ca, în timp ce îl cunoaștem pe Dumnezeu în chip văzut, să fim înălțați de El la dragostea celor nevăzute. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate corurile oștirii cerești, cântăm imnul măririi tale, zicând fără încetare. Sfânt ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus, să îi se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și i-a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea ta o vestim, Doamne, și învierea ta o mă. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea ducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu preafericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții, prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine.
Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica ta pelegrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii tăi, Papa nostru Francisc, cu episcopul nostru Aurel, cu episcopul auxiliar Cornel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznima spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Căci a Ta este împărăția și puterea și mărirea în veci. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuie și domnește în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi și cu Duhul Tău. Thank you.
Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericești cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va rămâne. Ochiul credinței ne spune și nouă că în Sfânta Euharistie se află Iisus Hristos prezent, pe care și noi dorim să-L primim în sufletele și în viețile noastre. Îl rugăm, o Iisuse, te cred de față în preasfântul sacrament al altarului, te iubesc din toată inima și doresc să vii în sărmanul meu suflet, umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea ta. Dragostea ta față de suflete te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în tine. Maică preasfântă, dă-mi inima ta neprihănită pentru a-l găzdui pe oaspetele meu divin. Te îmbrățișez, iubitul meu mântuitor, și mă dăruiesc cu totul ție. Dă-mi numai dragostea ta și fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voința ta. Cei care puteți participa la Sfânta Liturghie în biserică, să nu uitați să vă spovediți și să vă împărtășiți sacramental. Iisus ne cheamă la masa Lui să mâncăm din pâinea pe care El o frânge, să bem din potirul pe care îl oferă și în care se află sângele Său prețios. Să ne rugăm. Te rugăm, stăruitor Doamne Dumnezeul nostru, ca puterea acestei taine să ne curețe de pornirile rele și să ne îndeplinească dorințele sfinte prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți și trăiți în pace. Cu această binecuvântare s-a încheiat Sfânta Liturghie de astăzi. Îi mulțumesc Părintelui Viorel pentru celebrare și pentru cuvântul de învățătură.
Mulțumesc și corului condus de doamna Carina Lovin, care a interpretat în mod admirabil cântările acestei sfinte liturghii. Mulțumesc de asemenea echipelor care au asigurat transmisia de astăzi, echipei Signis România, echipei din sediul central al televiziunii române și, bineînțeles, echipei DSNG. Vă dau întâlnire la o nouă transmisie miercuri, 6 ianuarie, la ora 8, când vom celebra Epifania Domnului. Vă doresc har și binecuvântare din partea lui Dumnezeu, care ne iubește și ne însoțește în drumul vieții. La revedere!